sunt Anca și în minutele următoare veți afla cum puteți voi să mă sunați pe mine. Este adevărat? Să vă arăt cum puteți să dați telefon. Luați telefonul, îl deschideți, băgați parola, intrați în agendă, căutați la contacte, 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 până găsiți contactul care se numește mine. Și apoi sunați. Nu! De fapt, ați intrat aici ca să aflați cum mă puteți suna pe mine. Dar nu puteți! Sincer, n-aș fi vrut să fac acest video, am vrut să fac doar o postare pe Facebook, dar eram atât de frustrată și de nervoasă încât am scris un adevărat roman în acea postare și am zis că de ce să mă plâng pe Facebook, unde postarea nu are vizibilitate atât de mare, și să mă plâng pe YouTube, într-un mod creativ, într-un mod în care mă înțelegem lumea și în care ajung mai ușor la lume și ajunge și mesajul meu mai ușor la lume. Sunt o persoană destul de înțelegătoare și răbdătoare și de fiecare dată când primesc mesaje de la voi, fie că pe Facebook, pe YouTube, pe Instagram, încerc să citesc cât mai multe și să răspund la ele în timp util, să vă soluționez problemele sau pur și simplu să vă mulțumesc. Ce legătură are asta cu vorbitul la telefon? Păi are, pentru că de vreo 3 zile primesc în continuu, din 20 în 20 de minute, chiar și mai des, telefoane de la broscuței, de la voi, de unde aveți numărul meu. N-am nicio idee de ce îl dați mai departe, probabil pentru că sunteți niște persoane groaznice. Bine, nu sunteți niște persoane groaznice, sunteți doar copii mici și mai trebuie să învățați câteva norme, cum ar fi faptul că vloggerii au viață personală. Am trecut peste faptul că primesc de la voi o mulțime de mesaje pe WhatsApp, din nou de la oameni care nu știu numărul meu. Dacă este ceva ce mă scoate din pepeni într-un mod atât de drastic ca acesta, este sunatul abuziv, continuu și excesiv la telefon. E frustrant, pentru că de 3 zile îmi sună telefonul continuu de la numere necunoscute. Și eu, de când mă știu, am fost obișnuită să nu răspund niciodată la numere necunoscute decât când știu că trebuie să mă sune cineva al cărui număr nu l-am, cum ar fi, nu știu, un curier sau un coordonator de proiect sau o persoană cu care lucrez sau un coleg de clasă căruia nu i-am salvat numărul. Dar dacă știu că n-are nimeni cine să mă sune, poate să sune de 10 ori că nu răspund. Dar am ajuns într-un punct în care n-am ce faci, trebuie să răspund ca să știu cine și nu cumva să blochez un număr de telefon important. Nu că voi n-ați fi importanți, pentru că sunteți importanți, dar ajungeți la partea aia. Așa că am ajuns să răspund la toate telefoanele numerelor necunoscute care mă sună. Asta dacă mă sună undeva pe după amiaza sau pe seara, pentru că dimineața, bine, cât înseamnă dimineața, uneori pentru mine dimineața e la 8, uneori pentru mine dimineața e la 12:01. Dacă mă prinde dimineața în pane mâncată și mă sună un număr de telefon, pot să fie cât de important, nu răspund în veci la el. Și să zicem că mă sună un broscuțel, dar nu mă sună un curier sau ceva, mă sună un broscuțel. Și zicem că zic, alo? Există două variante care se întâmplă. Varianta numărul 1. Aud un din partea cealaltă a camerei și apoi mai zic un alo? Și mi se închide telefonul în nas. Și varianta numărul 2. Alo? Oh my god, Anca, 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 bla bla bla, te iubim, te chestii, trestii. Vocea asta se aude de la mai multe persoane, o fi un grup întreg care stă în jurul unui telefon care este pe difuzor. Și eu încerc să-i întreb acolo, să aflu ce se întâmplă. Auzi-mi și mie, de unde ai numărul meu de telefon, că nu prea e frumos să suni. Anca, te iubesc, nu te aud, te iubesc, pa! Și mai sunt și acei copilași drăguți care mă sună câte unul și le zic să nu mă mai sune și să nu mai dea numărul mai departe. Le suna nu mă mai sună, ceea ce apreciez foarte tare. Sper că nici nu-mi dau numărul mai departe. Să nu mai zic că am costa vocală pline de mesaje foarte simpatice. Hai să le auziți împreună cu mine. Și da, apreciez, pentru că sunt niște mesaje drăguțe, dar nu pot să îmi mai țin telefonul pe sunat, pentru că îmi sună în continuu și în continuu. Nu luați personal. Și acum nu vreau să ziceți că nu-mi pasă de noi, nu ne apreciază. Îmi pasă, mereu încerc să fiu drăguță cu voi, dar răbdarea mea are o limită. Iar limita mea a ajuns la limita ei și așa mai departe, eu încerc continuu. Gândiți-vă cum v-ați simți dacă v-ar suna pe voi constant niște numere pe care nu le cunoașteți. V-ați speria? Ați plânge? N-ați vrea să vă închideți undeva telefonul? Ați fugit la mama sau la tatăl vostru să-i dați lui telefonul să vorbească la telefon ca să sperie persoana care e în partea cealaltă și să nu mai sune niciodată? Nu e ok! De fapt, știi ce? O să sun acum pe unul din numerele astea care m-au sunat pe mine. Aha, te aștepți ca eu să-ți spun și tu mi-închizi la telefon? Adică înțeleg că sunteți copii mici, cei care mă sunați, pentru că cei care nu o faceți aveți câteva principii și norme etice. Dar nu vă așteptați să vă răspund la telefon pentru că mă sunați atunci când văd pentru sesiune sau îmi fac de mâncare sau dorm.
Și nu vă gândiți nicio secundă că dacă noi suntem vlogger și ne spunem, ne arătăm viața pe internet, înseamnă că stăm la dispoziția voastră 24/7. Înțeleg că mulți dintre voi vreți să vorbiți cu idolii voștri și mai ales că idolii voștri sunt din țară cu voi. Aveți o deschidere mult mai mare să vorbiți cu ei. Eu pe vremea mea când aveam 13 ani, singurul loc mod în care puteam să vorbesc cu Justin Bieber era să-l spamez pe Twitter, că nu puteam să-l sun. Dar asta nu înseamnă că voiam să-l sun. Vă înțeleg pe de o parte că vreți să ne vedeți și apreciez asta pentru că și eu vreau să vorbesc cu voi. Dar pentru asta există miturile la care merg și la care voi mai merge și eu și alți youtuberi. Pentru asta există pagina de Facebook la care răspund la majoritatea mesajelor. Pentru asta există Instagramul la care vă răspund și știți foarte bine, mai ales paginile dedicate mie, că tot timpul sunt acolo, vă dau like-uri și vă urmăresc story-urile și toate lucrurile astea. Există atâtea modalități să vorbim și voi alegeți să mă sunați și de obicei în cele mai nepotrivite momente. Dacă eram, gândește-te tu puțin, gândește-te dacă ai fi fost în locul meu. Dacă să zicem că eu eram în sesiune, în timpul unui examen, mi-a început să-mi vibreze telefonul în timpul examenului și m-a dat afară din sală și am avut anul picat și la revedere facultate și de mâine dormim pe străzi. Cum te-ai fi simțit tu ca broscuțel? Concluzia videoului de astăzi, toată lumea are o viață privată, toată lumea când dorește să socializeze cu alții o face. Eu sunt acolo pentru voi, când pot să fiu acolo pentru voi și nu atunci când mă sunați în cele mai nepotrivite momente, nu mă mai sunați. Acum vreau să zic o soluție pentru broscuței mici sau adevărați care v-ați supărat pe mine, sper că nu v-ați supărat, dar vă zic ce puteți să faceți ca să treacă mie supărarea, pentru că eu sunt supărată pe voi. Dacă aveți numărul meu de telefon, intrați în agenda voastră și ștergeți-l. Nu o să faceți asta și încă o să fiu supărată pe voi, dar ștergeți-l. Mulțumesc! Aveți aici încă două clipuri de pe canalul meu. Dacă v-a plăcut acest clip și dacă sunteți de acord cu mine și sunt sigură că o mulțime de alți youtuberi sunt de acord cu ceea ce zic eu, dați un like acestui clip și lăsați în comentarii cu ce alte clipuri mai vreți să fac pe canal. Luna asta sunt în sesiune și pun câte un clip pe săptămână, uneori pun și două, depinde cum am timpul de editare, de asta am postat atât de târziu acum, scuze! Eu am fost Anca, vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios, pa!